în România. Lăsați spusul, domne. Pe anunțat guvernul vă repet, România. Da, dumneavoastră sunteți cu spusele. A spus domnul Tăriceanu că nu vor fi aplicate acele măsuri. Un guvern funcționează pe bază de legi și respectiv de hotărâri de guvern. Sigur, nu pe spuse. Bun, de ce avem un program de guvernare publicat în Monitor Oficial? Ca să-l aplice guvernul. Păi dacă reprezentanții coaliției de guvernare spun că nu au de gând să aplice așa ceva, ne mint? Stați să vedem. Deci s-ar putea să mintă. Să trageți concluzia după niște vorbe, după o săptămână. Nu, și eu am încredere în ce spune domnul Tăriceanu. Minte? Dumneavoastră vreți să scoateți. Că minte, Dragnea, că minte. Toți minte la fel. Băsescu n-a mințit. Ăla ne-a trecut prin criză. A tăiat salariile și pensiile fără nicio bază legală. Și cine a mai blocat posturile în administrație? Guvernul Boc? Da. În 2010. Dar atunci era bine, era de dreapta și era că era criză. Nu vă uitați la mine, reprezentantul PMP-ului lângă dumneavoastră. Nu reproșez nimic domnului Ivășchescu, stați să mă amestecăm bradurile. Deci chestiunea este foarte simplă. Printr-o analiză pe sectoare și pe instituții, da. Că e posibil ca la o instituție să ai prea mult și la alta să ai prea puțin. Știți că, de exemplu, în spitalul din Vaslui, județean, nu există medic-oncolog și îi duce pe bolnavii de cancer cu mașina la Iași? Păi, știți că s-a inițiat... S-a deschis secție de neonatologie la Arad, am citit în presă, și n-au medic și s-au băgat bani în... Păi, deci ce trebuie făcut? Trebuie făcut ca, pe de o parte, legea salarizării să crească salariile la medici și profesori și la cei din sectorul bugetar, unde e cazul, și unde se taie frunze la câini, să se reducă posturi. Nu e normal? Nu așa face un manager în firma lui. Dar s-a făcut această analiză? O să se facă, domnule. A, o să se. Păi, dar nu v-a spus adineau. Păi, poate nu o să se. Păi, premierul v-a spus adineau. Păi, dar eu mă uit după vorbe, domnul Ghișe. Păi, eu ascult vorbele acestor oameni. Păi, atunci aveți răbdare să ia saltul normativ. Păi, poate e prea târziu. Dacă nu atragem atenția opiniei publice, cât încă se poate schimba ceva. Ce să se schimbe dacă saltul normativ n-a ieșit? Păi, haideți să vă dau un exemplu. Vine proaspătul ministru de finanțe. De ce strigați? Ca să ne auzim mai bine. Dar ce sur? Nu, dar avem și telespectatori care poate nu au avut foarte bine. Telespectatorii. Eu vreau să acopăr toată zona asta și pe cei cu deficiențe de auz. Și la Ațați, că acum e tehnologia informațiilor. Și la Baia Mare și la Botoșan se aude televizorul bine. Depinde de televizor. Depinde de televizor. Nu ne putem permite să excludem pe cei fără tehnologie modernă. Bun. Ne-a spus ministrul de finanțe, înainte să preia mandatul, că va desființa pilonul 2 de pensie. Și a tras declarația că a făcut o gafă. Mă lăsați, domnul. A doua zi. Mă lăsați să-mi continui declarația. Singura, a doua zi, a spus că a greșit. Nu, a zis în aceeași zi, în primul rând. Și în al doilea rând, vă demonstram de ce e important să analizăm și vorbele. Domnul Mișa spune o prostie, presa o analizează, o comentează, liderii puterii își dau seama de prostia pe care a spus-o domnul Mișa. Da, era scris în programul de guvernare. Bineînțeles că era scris în programul de guvernare și retractează. Da, analizăm și declarații, domnul Ghișe, că dacă așteptăm să ne-i fac un plinit... Eu să stric ca dumneavoastră să se aude și de la mine la Baia Mare și la Botoșani, nu?